Salutare tuturor, numele meu este Andrei, de fapt nu trebuia să încep clipul ăsta altfel, trebuia să încep Hello guys, it's me, Nikki, hello! Da, ați văzut bine, astăzi arăt cumva un pic dubios, da, mi-am acoperit șuvița și mi-am dat jos barba și mustața pentru că astăzi o să facem un make-up! V-am întrebat ieri pe Instagram, pentru că am început o serie nouă pe rețelele de socializare, în special pe blog, andreimoldovan.blog, în care o să interpretez mai multe personaje din filme și v-am întrebat ieri, din American Horror Story, pe cine vreți să-l fac astăzi? Pe Tate Langdon sau Oliver Tretson? Și ați ales pe Tate, evident. Nu știu cu ce să încep, n-am făcut niciodată chestia asta. Eu, în general, nu știu, nu mă pricep la make-up, nu sunt make-up artist, nu prea am tangențe cu chestiile astea. În toți anii în care m-am deghizat de Halloween am folosit acuarele. Adică vopsele de-astea, de hârtie, acrilice, m-am trezit după aia cu iritații, față uscată, ochi roșii, conjunctivită, tot felul de chestii. Tocmai de asta niciodată nu m-am filmat cum mă pictez pe față și niciodată n-am spus cu ce mă pictez pe față, că nu recomandam. Și oricum, nu știu exact cam ce trebuie, dar ulterior m-am uitat și la Nikki Tutorials și așa și am văzut cam ce trebuie folosit ca să nu te mai eriți așa. Și pentru lucrul de astăzi, pe care o să fie un skull face, un schelet, mi se pare că e un machiaj pe care îl poți face super ușor și nu știu dacă e ușor pe temei. Dar mi se pare că e foarte versatil și se potrivește oricum, oricând, oriunde, în special de Halloween, la petreceri. E unul dintre look-urile mele preferate. Și ce o să folosim astăzi? O să fie două dermatografe pe care le-am luat de la DM. Am văzut acolo scrie creion de ochi, cele mai ieftine le-am luat. Un fard negru. Și evident că o să folosesc pensule de pictat. Cu deste o să mă fac pe față, că n-am pensule de make-up, deci nu. Și consider că o să-mi iese bine, pentru că în general îmi ies bine astea de Halloween, că am făcut arte toată viața mea, deci practic nu pictez pe foaie, mă pictez pe mine. E un pic dubios. Mi-am luat și oglindă. Deci, sunt foarte bine organizat astăzi. Am vorbit deja, cât am vorbit? Am vorbit deja 3 minute. Bun. Cred că e momentul să începem. Am și obiect de studiu aici. Nu-i real, vă dați seama, e un mulaj. Dar, anatomic vorbind, că am aici într-o parte pozele cu Tate și cum trebuie să arăt la final și craniu. Anatomic vorbind, Tate n-are ochii așa. Nu-i făcut anatomic make-up-ul. Are cumva evil. Făcuți așa, încruntat. Și o să încep prin a-mi... Mai ce scârție scaunul ăsta. O să încep prin a-mi... De... Sena... Da. Da, nu știu, deci... Lăsați-mă un pic. Nu știu cât o să vorbesc, că nu mă pot concentra foarte bine. Ce-i mișto e că nu are fața vopsită alb, deci are efectiv desenul de craniu făcut pe pielea lui. Și asta mi-a scutit mult din timp, că nu prea aveam chef. Și așa m-am făcut aseară. It, varianta Suicide Squad și am folosit alb și mi-a luat o oră să mă spăl, efectiv o oră și încă mai avut azi dimineață pete de roșu prin mustață, acum nu mai este mustață, nu mai e nimic, bun. O să încep prin a-mi desena stai un pic, ok, conturul ochilor, deci are sub sprâncene, ceea ce nu e corect anatomic, dar o facem. Are așa o formă care vine de dedesubtul... Aoleu, deja l-am stricat. Nu știu ce vedeți și cum se vede. Habar n-am făcut în viața mea și acum îmi dau seama cât de greu e să faci tutoriale de-astea. Aoleu, mi se mișcă cearcă, nu? După aia vine aici o chestie ascuțită. Mamă, zici că fac machiaj de școală. După care are asta până la adică sub sprânceană, se unește. Am tras o linie de zis că am fost la politehnică, nu la arte. Ce politehnică? Că și ea știu să tragă linii. Nu știu la ce am fost, la muzică. Și vine o chestie aici, în sus. No, bun, o să fac aceeași formă off-camera, că altfel o să ai pe vlogul ăsta 4 ore și revin. Zici că am ochelari. No, acum trebuie să umplu interiorul. Și ce-mi place, că nu-i făcut foarte... Că cumva, înțeleg că asta e povestea, cred, să nu fie foarte perfect totul. Foarte bine, că oricum n-are cum să-mi iese perfect. Nu știu să desfac ăsta, fardul negru. Nuanța panteră, așa se numește, de la Wet n Wild. Și o să iau o pensulă depictat, deci e foarte machiaj de școală ce fac eu acum. Și o să umplu
interiorul cercului. Nici măcar nu-i cerc, formei. Nu e același negru, dar nu-l las, că nu se vede. Taram! No, eu zic că mai mult de atâta nu pot să, mai bine de atâta chiar nu pot să fac. Și o să fac și ochiul ăsta și continuăm cu nasul și gura. Iată-mă! Acum mi-am dat seama că sufer de două chestii foarte grave care se bat cap în cap. N-am răbdare și sunt perfecționist în același timp și fac un dezastru nou. Cam asta e tot ce am putut să fac. Asta e cel mai bun tutorial de make-up pe care să-l vedeți vreodată pe internet. Acum trebuie să fac nasul. Și problema e că văd că omul ăsta are nasul împărțit în două. Și jumătate e negru, jumătate e negru. Explicații de tot felul. Las că vedeți. Doamne ferește, așa. Vai ce-mi tremură mâna, ați vede că am dat shot la o cafea mai înainte. No, ceva de genul. Și toată partea asta vine acoperită cu negru. Și gen, trebuie să mă fac și nas. Am umplut nasul. Cam asta e așa, ce se vede. Nu e foarte perfect, dar atâta. Defilăm cu ce avem. Într-o parte am făcut o buclă, într-o parte nu, dar așa e modelul. Și acum, la gură, trebuie să-mi desenez dinții. Deci trebuie 7 dinți într-o parte, 7 în alta, 8, 8 în partea de jos. Nu, și trebuie să fac aceeași parte și același lucru și în partea cealaltă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici în capăt are la final o chestie care vine așa. Chestie care vine așa. Și o chestie care vine așa. Nu văd să mă fac în partea asta. Deci o treabă din asta care trebuie umplută cu negru. Și trebuie să fac la fel și în partea asta altă și nu înțeleg cum. Gen. Ceva de gen. Și acum trebuie să vin cu o umbră. Deci o să folosesc pensula de pictat cu far de negru și sper să nu pun prea mult. Să fac ca un fel de rădăcină a dinților în partea de sus. Așa niște ovale. Vă auziți niște ciocane. Ceva șantier lângă mine, în fiecare zi le aud. Și să vină așa pierdut în sus. Am făcut și în partea de jos același lucru pe care l-am făcut sus. Mai am de desenat o chestie care e complicată, după aia detaliile și cam ăsta-i lucru. Și se leagă cu un negru, dar mai fin, ca niște nervi. Așa. Nu, și acum să fac același lucru și în partea asta. Mai bine mi-alegeți pe ălălalt, că ălălalt trebuia să-mi facă rare pe o parte, să-mi lipesc părul de cap, să-mi pun niște ochelari, să mă îmbrac la costum și eram personajul. Hai că suntem aproape de final. Acum, detaliile. Gata. Am tot ce era mai complicat, am terminat. Nu arată nici cum, nu știu cum reușesc, gen, nu știu, Nicki Tutorial să arate ca om când face chestiile astea, că eu arăt, cred că, nu știu la ce arăt. No, bun, trebuie să am cumva aici o chestie ca și când sunt nervos. Deci îmi dau două linii, îmi dau două linii, a? Înțelegeți ceva? Sper. Și mai are sub ochi, iar aici ceva ca o chestie de 3D. Deci partea asta e super, îmi place. Asta e varianta din de pe Wish. Ce mai ai? A, mai are niște chestii deasupra. A, chestiile astea, da, cum te încrunți aici, are... Asta zic, că toate trăsăturile lui sunt de om încruntat, adică și când stă normal, trebuie să arate încruntat. Și eu am făcut-o de zici că sunt așa. Și acum că am aplicat și detaliile și arată destul de... Arată, nu, acum chiar arată. Poți să mergi la petrecere așa. Are gen, toată partea asta, double chin, o să-l mai am acum, negru și o să iau pensula cea mai groasă, aproape, pe care o am depictat, un bag așa în far de negru și nu știu ce fac. Cred că m-aș descurca mult mai bine să fac asta pe un om, gen nu pe mine. Să văd ca lumea ce fac. Și cam asta e... Ce ziceți? Dacă vă pricepeți la make-up sau sunteți în domeniul ăsta, vreau păreri. Deci,
am folosit două pensule de pictat, un creion cu 6 lei și un far de sprâncene cu 8 lei. Eu zic că e decent. Gata, eu vă mulțumesc că v-ați uitat aici la acest clip și sper că v-a ajutat, dar oricum, dacă vreți să faceți așa ceva pentru Halloween, nu vă uitați la clipul meu, că nu cred că să înțelegeți mare lucru, uitați-vă și voi la oameni care sunt specializați în domeniu. Eu vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la clipul ăsta, acum o să mă îmbrac și o să mă duc să fac poze cu personajul ăsta din American Horror Story, cu Tate. Și ne vedem în continuare, mai este un episod din seria de Halloween. Da, mai este unul. Vine curând. Și ne vedem pe toate rețelele de socializare, aveți link-urile în descriere și vă mai mulțumesc o dată pentru atenția acordată. Abia aștept să ies din casă arătând așa, în condițiile în care Halloween-ul peste o săptămână. În fine, ciao!